Joi 27 aprilie, începând cu ora 9:30, Muzeul de Științe ale Naturii din Parcul Municipal a găzduit proiectul Clubului Copiilor din Roman, intitulat Să facem cunoștință cu lumea animalelor și a păsărilor, menit să marcheze Săptămâna Verde, care se desfășoară în cadrul Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii și Școala Altfel din cadrul Clubului Copiilor Roman. Elevii, alături de coordonatori, au pregătit o expoziție de desene, mesaje despre mediu și cântece. Proiectul nostru, Să facem cunoștință cu lumea animalelor și a păsărilor, care l-am derulat împreună cu Muzeul de Științe Naturale Roman și Școala Vasile Alexandrii, a ajuns la apogeu. Nu s-a terminat până la sfârșitul anului, încă mai o să mai lucrăm și o să facem cunoștințe cu alte animale și alte păsări. În mijlocul nostru, în fața noastră, se află domnul director Ilie Bolunca, de la Clubul Copiilor Roman, care dorește să vă aducă un salut. Da. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Hristos a înviat! Adevărat! Foarte frumos, bravo! Mă bucur că sunteți și credincioși. Astăzi ne aflăm împreună la Muzeul de Științe ale Naturii, cu care avem un parteneriat foarte frumos. Același parteneriat este și cu Școala Vasile Alexandrii din Roman. Eu vă felicit pentru aceste minunate lucrări pe care voi le-ați făcut. Vă apreciez, vă încurajez să participați la cât mai multe astfel de activități și vă doresc mult, mult succes. Pentru ceea ce ați făcut voi astăzi, împreună cu doamna profesor dr. Monica Acar, împreună cu doamnele dumneavoastră învățătoare, împreună cu Muzeul de Științele Naturii, noi o să vă primim, o să primiți din partea noastră o diplomă pentru ceea ce ați realizat voi astăzi. Felicitări și la cât mai multe concursuri să participați! Acest proiect s-a derulat cu mulți ani în urmă. Eu am fost parteneră cu doamnele învățătoare, cu alți copii din alte ediții, dar ediții școlare. Acum și anul trecut am lucrat cu voi să facem cunoștință și am avut un parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și atunci am abordat în lucrările noastre anumiți sfinți, Maica Domnului, cea mai abordat. Sfânta Parascheva, icoana numelui meu și așa mai departe. Am mai avut un proiect să facem cunoștință cu brâncuși în anii anteriori. Am făcut și un volum de carte care este la Muzeul de Artă Roman. Parteneriatele noastre au fost ample, frumoase și pentru asta mulțumesc doamnelor învățătoare care de fiecare dată au fost alături de mine, de Clubul Copiilor Roman și eu alături de copiii pe care dânsele îi coordonează. Anul acesta proiectul s-a desfășurat în așa fel încât am abordat școala, Săptămâna Verde a Școlii Vasile Alexandrii Roman și Școala Altfel de la Clubul Copiilor Roman. Iată două proiecte pe care le-am îmbinat, pe care le-am prins într-un buchet și astăzi, prin lucrările noastre, le-am dăruit și Muzeului de Științele Naturii Roman. A căzut din vârf de nuc, Pârtenuc, sus la codru ar zbura, nu l-ajută nimenea. La el vine miel la zbor, ce te doare, puișor, hai cu mine la zăvoi, la zăvoi, la zăvoi, că vrem brazi după noi. Bravo! Haideți să spunem și noi poezia Fapte Bune, da? Haideți și... Fapte Bune de Victor Tulbure, de pe acum fapte bune, câte poți să faci să-mi spune. Poți să dai la porumbei când o stachină de mei. De la necalbina fost, când e în zândul
Știați? Știați că rândunica este o pasăre comună în România? Ea este o pasăre călătoare și se întoarce în țară atunci când primăvara este pe deplin așezată. Rândunelele au un zbor rapid și agil. După înălțimea zborului lor, se poate prezice vremea. Când zboară sus, înseamnă că va fi o zi caldă și însorită. Când zboară mai jos, înseamnă că va veni ploaia. Suntem Complexul Muzeal Național Neamț, secția Muzeului de Științele Naturii Roman. Așa. Mi-ați făcut o surpriză, n-am știut că ați desenat și animale, unele se regăsesc în expozițiile noastre. Așa. Mulțumim că ne-ați cooptat în acest parteneriat să facem cunoștință și bineînțeles că vă așteptăm cu mare drag și pe viitor, când veți crește mai mari. Sunt o ființă, nu mă rupeți, nu mă scrijeliți, iubiți-mă! Bravo! Da? Se referă la copăcel, da? La copăcel. Da? Da. Mulțumim! Alte mesaje, hai să mai citim, până atunci, până scot copiii mesaj, da? Hai să trecem pe aici, treceți acolo, citesc un mesaj. Mesaje de protecție. Natura ne dăruiește un zâmbet. Și arătă, ridică sus mesajul, natura ne dăruiește un zâmbet. Bravo! Zi al Dumnezeu, natura este Tare. Viața mea, iubim natura. Iubim natura. Arată zi, mesajul, da? Tare. Arată mesajul copiii. Copiii iubesc natura. Bravo! Iubim natura, protejăm natura. Bravo! Cinteza, știați? Cinteza, da? Știați că cinteza este o pasăre parțial migratoare, masculii rămânând în cea mai mare măsură în țară, în timp ce femeile migrează cu puii. Cinteza este foarte răspândită în Europa și până în acest moment sunt acceptate încă 19 specii. Bravo, felicitări! Eu regulile nu le încalc, eu nu rup florile din fac și nici pe iarbă când mă joc nu calc deloc. Eu nu sfid cuiburile mici, nu calc în glumă pe furnici și nici n-arunc hârtii pe jos că nu-i frumos. Este săptămâna verde, este săptămâna faptelor bune, săptămâna faptelor frumoase. Iată, coincide și cu prezentarea acestui proiect minunat. Și cu atât mai bine, pentru că în săptămâna aceasta verde, voi vă reamintiți că trebuie să aveți grijă de animăluțele de companie pe care le aveți acasă, dar în același timp să aveți grijă de natură, pentru că natura este ca și o ființă și ea suferă. Atunci când îi facem rău, natura suferă, ca și noi. Și în fiecare zi noi învățăm la școală să-i facem bine naturii. Școala Vasile Alexandrie întotdeauna a fost o școală verde, adică întotdeauna am făcut fapte bune și am fost prieteni ai naturii. Vă felicit, dragi copii! Mulțumim de colaborarea cu doamna Carp Monica, de colaborarea cu Clubul Copiilor. E o colaborare lungă, de peste 10 ani, aproape spre 20. Și e foarte frumoasă și foarte fructuoasă. Mulțumim pentru toate activitățile minunate pe care le facem împreună. Vă felicit pentru lucrările efectuate și mult talent și multă creație în continuare. Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină dorm în pace. Trece lebăda pe ape între treștii să se culce, fiici îngerii aproape, somnul dulce. Bravo. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vii și armonie, noapte bună. Bravo.
Bravo! Bravo! Ghici, ghicitoarea mea, un prieten credincios, fără frică, bătăios. Hoțul frică de el are când iese în cărare. Poți să spui cum se numește cel ce curtea ți-o păzește? Cine știe? Ia, tare, tare! Bravo, bravo! Altă ghicitoare! Cine îndrăgește focul și apa mereu cu jocul? Toarce într-una cu mult spor, fără furcă și fuior. Nu s-a auzit. Cine? Bravo! Este mare, coane are, hrănită bine, în stare, să-ți dea lapte și smântână, brânză proaspătă și bună. Bravo, bravo! Mulțumim frumos încă o dată pentru aceste superbe mesaje pe care le-ați trimis, atât prin pictură, cât și prin viu glas. Felicitări încă o dată doamnelor învățătoare, felicitări încă o dată doamnei profesor Monica Carp și mulțumim din suflet partenerului nostru, Muzeul de Științe ale Naturii Roman. Profesorii coordonatori și elevii participanți au fost premiați cu diplome. Se acordă colectivului de elevi pregătiți de doamna profesor Gabriel Maria. Doamna Gabriel Maria, felicitări și pentru dumneavoastră și pentru copii. Se acordă diplome de merit colectivului pregătit de doamna Sorlescu Cristina. Mulțumim pentru colaborare. Hai să facem o aplauză pentru noi. Se acordă colectivului de elevi pregătit de doamna profesor Alexandru Silvia. Aplaudăm. Mulțumim frumos. Mulțumim. Să știți că voi aveți acolo diplome, puteți să începem. Se acordă colectivului pregătit de doamna profesor Moroșanu Carmen Corina. Mulțumim pentru colaborare. Doamnele învățătoare, da, și mai avem și colectivul clasei pregătit de doamna profesor Popa Elena, care trebuie să ajungă în momentele următoare. Partenerii proiectului au fost Școala Gimnazială Vasile Alexandrii și Muzeul de Științe Naturale din Roman. Au participat 5 clase de elevi de la unitatea de învățământ, alături de 5 cadre didactice și de părinți. Partenerul media al evenimentului a fost televiziunea Roman TV.